Lady Dupin te așteaptă provocare cu cutii uriașe în care se află eroinele noastre. Le așteaptă ceva de neuitat. Suzy, ești pregătită? Apasă butonul! Sunt mereu pregătită! Here we go! Și unde sunt bunătățile? Ai puțină răbdare! Apăsând butonul, ai ales acest sirop verde! Așează-te și bucură-te de el! De ce mi-l turnați în cap? Puteați să o faceți mai îngrijit! Dar oricum, mulțumesc! Siropul e delicios! Exact! Și tu mă cer! Nu te cer! Dar din cauza lui sunt toată lipicioasă! Yeah. Of! Despre asta vorbeam! Siropul e prea lipicios! Văd că te-ai decis să primești toate bunătățile deodată! Și din nou ai noroc! De data asta primești bombonele dulci! Din cap până în picioare! Deși, ce e rău în asta? Acum sunt foarte dulce! Acum e un să-mi am gust de bomboană! Mă bucur că-ți place! E timpul să trec la Lily! Trebuie să apăs pe așa buton încât să nu primez vreo scârboșenie! Îmi place culoarea galbenă! Sper să-mi aducă noroc! Ai dreptate! Pentru că ai ales acest buton, primești o grămadă de burgeri! Apropo, foarte gustoși! Chiar am reușit și eu să-i gust deja! Incredibil! Nu credeam că voi avea așa noroc! Tare! Pot mânca pe săturate! De la asemenea cantitate de burgeri, ai grijă să nu te îngrași! Totul va fi bine cu mine! Trebuie să mănânc cumva grămada asta! Chiar! Știu cum să o fac! Ca să nu mănânc mulți burgeri pe rând, trebuie să fac din ei un burger imens! Exact! Ce mai e și asta? De unde a apărut imensul ăsta? E noua mea construcție! Am făcut cel mai mare și gustos turn din lume! Cred că e timpul să-l mănânc mai rapid! Cred că trebuie să ai grijă! Pare că turnul se va dărâma! Totul va fi bine! Vai, se mișcă! Țineți-l! Va pica! Of, mi-a luat atâta să-l construiesc și a picat pur și simplu! Nu-i cinstit! Pentru că trebuia să ai grijă! Te-am avertizat! Fetelor, e timpul pentru următoarea rundă! De ce s-a pus să primești ceva delicios? Nu vreau să mănânc scârboșenii! Sper să funcționeze! Așadar, Lily a apăsat pe butonul roșu. Iar asta înseamnă că în cutia ei va apărea brânză mucegăită. În sfârșit, mă scap de ea. Deja stătea de ceva timp și duhnea toată camera. Ce e asta? Voiam ceva gustos, nu mirositor. Brânza asta e imposibil de mâncat din cauza mirosului. Nici nu voi încerca! Știți ce, domnule prezentator? Mâncați-vă brânza! Poftim! Țineți asta! Nu degeaba am făcut ping-pong în copilărie! Deși o bucată, o voi păstra! Mi-a venit o idee genială de farsă! Dacă voi înveli brânza asta în ciocolată, iar apoi o voi da prezentatorului sub formă de tort, sigur o va înfuleca! Așa vom afla ce gust are brânza! Domnule prezentator, doriți tort de ciocolată? Surprise! Desigur! Dar de unde ai tort? Eu nu ți-am dat? Deși ce mai contează? Contează să fie gustos! Am mușcat-o! Ce naiv! Acum îi va duhni respirația! Oribilă glumă! Nu-i deloc amuzant! Gata! M-am supărat pe tine! Plec! Suzy, e rândul tău să apeși butonul! Deja? Dar nu-mi doresc deloc să primesc vreo aiureală! Voi spera la cei mai bine! Ai ales pentru a treia oară butonul corect!
pentru că te așteaptă cei mai delicioși ochi de jeleu. Cine nu-i adoră? Pe toți îi uimesc! Ura! Ura! Încă o dată am un noroc incredibil! Grozav! Mă bucur! Pot gusta jeleu delicios! Cât de bun e! Fiecare ochi e umplut cu sirop! Completează perfect jeleul! A picat puțin sirop pe buton! Ai apăsat din nou pe buton? Atunci primești încă o bunătate! Mai exact te așteaptă o grămadă de făină! Nu! Orice, dar nu făină! Nu văd nimic de ea! Chiar că făina nu-i prea plăcută. Și pe mine mă deranjează praful. Apciu! Fu! Scârboșenie! Eu zic că-i haios. Fetelor, cine va fi prima de data asta? Să fie... Lily, tu începi? Oh, nu! Sper să nu... Mai bine apăs fără să mă uit. Auzi, n-ai ales rău deloc. Mulți adoră cola. Adevărul că te vei uda puțin. Uimitor! Grozav! Pot bea cola! Am chiar și un pahar! Ura! Asta nu-i tot! Pe lângă cola primești și o grămadă de Mentos. Și trebuie să le amesteci. Awesome! Mentos? Va fi o... Ce coșmar! Mă înnec! Ajutor! Nu te înneci! Mă stropește! Nu-mi pot păta costumul! Uf, am reușit! Salvați-mă! Vă rog! Ajutor! Mai bine mă îndepărtez! Suzy, ești gata să alegi? Sper ca moneda să mă ajute să iau decizia corectă! Fie ce-o fi! Uf, pornim! De data asta, Suzy are din nou noroc! În câteva momente va deveni stăpâna unei drăgălășenii! Uitați ce șoricele am pregătit! Ok! De cine ați trimis? Șoricel! Mă tem de ei! Mă va mânca! Ajutor! Salvați-mă! Mă implor! Scuteți-mă de aici! Aici pot respira mai bine. N-am înțeles. E împotriva regulilor. Intră înapoi în cutie. Șoricelul e la mine în cap. Țineți-mă. Pic. Au, ce prăjitură delicioasă. Miroase atât de bine, e atât de dulce. Hei, prezentatorule, și nouă? Chiar, până când eu mănânc, priviți ce vă așteaptă. Un tort grozav și imens. Uimitor! Da, chiar că-i tare! La o parte e al meu, vă voi învinge! Mai puțină vorbărie, mai multă muncă! Timpul vostru deja se scurge! Aha, înseamnă că e timpul să începem! Ce bine că am vopsele atât de comode! Cred că pot câștiga! Yes! Iar eu nu am așa vopsele! Suzy, ești adversara mea! Wow, Emma, și ție ți iese de minune! Nu, așa nu se poate! Trebuie să fac o farsă! Cine ești? Monstrule! Ce coșmar! Țineți-mă! Poți pica, așa e mai bine, iar desenul tău e acum al meu! Fetelor, timpul s-a scurs! Să vedem ce ați desenat! Oh!
Suzy, e groaznic! Măzgăleala asta nu te duce nicăieri! Wow, iar desenul Monica-i chiar că-mi place! Cred că e evident! Monica a câștigat! Ura! Da? Ce tare și neașteptat! Și ce? Iar culorile mele sunt comestibile! Ce? Monica? Cu desenul meu? Nu-i nimic, știu cum mă voi răzbuna! Dacă tortul nu va ajunge la Monica, ea nu-l va putea gusta! Iar cu șireturile legate, sigur nu-l va putea duce! Deja mă îndrept spre câștigătoare! Uh-oh! Ce ai făcut? Oh, no! Vezi ce mi-ai făcut? Sunt plină din cap până în picioare de tort! Și cum să-l mănânc? Așa-ți trebuie, stai și plânge, iar noi vom gusta minunăția asta! Unde e premiul nostru? Vreți premiu? Atunci primiți-l! Runda asta vă așteaptă imensul și deliciosul biscuit de Oreo! Sunt convins că-l adorați! Cool! Nu știu voi, dar eu m-am îndrăgostit! Și eu, cât îmi doresc să-l gust! Mă ademenește! Hei, la o parte! Ține-te departe de biscuite! Ia-l nostru! Fie, fie, de ce mă ataci? Timpul se scurge, desenat! Așa, deci trebuie să desenăm! Trebuie doar să-mi dau seama cum să fac un cerc perfect! Și știu! Am văzut odată un truc de desenat un cerc cu agrafă! Trucul a funcționat! Am tot mai multe șanse să câștig! Of, ce să mă fac? Eu de-abia acum fac cercul! Iar a lui Austin, uite ce imens e deja! Ce să mă fac? Cum să câștig? Știu! Dacă eu nu pot desena, să nu poată nimeni! Trebuie să-l deranjez pe Austin! Pentru asta am un elastic și o bucată de hârtie! Direct la țintă! Ce crezi că faci? Mi-ai distrus desenul! Acum trebuie să-l refac din cauza ta! Și trebuie să o fac rapid! Măcar nu mă fac doar eu de rușine! Ce bine că eu nu mă cert cu nimeni! Stop! Ce glumă mai e și asta? Markerul nu merge! Nu-i deloc timpul pentru glume! Se pare că s-a terminat! Maro, chiar! Am nevoie de ciocolată! Nu e doar maro, dar și de ciocolată, exact ca un Oreo adevărat! Sigur îmi va ieși o operă de artă! Oh, yeah. Iar restul de Kit Kat pot să-l mănânc! Ce mai, prieteni? Timpul s-a scurs! Haideți să vedem ce ați creat! Mi-au stricat desenul! Da, observ! N-a ieșit prea frumos! Scuze, Austin! Mary, ce mai e și asta? Și un copil mic ar fi desenat mai bine! Nu ajungi nicăieri cu asta! Wow! Iar lucrarea lui Zec îmi place! Tu câștigi runda aceasta și primești imensul biscuite! Da, știam eu că pot face! În sfârșit pot mânca pe săturate! Stop! Stop! Asta nu-i tot! Pe lângă biscuite primești un vas imens de lapte! Oricine știe că așa e mai delicios! Grozav, da, ador Oreo cu lapte! Oh, no! Irar, a picat! Trebuie să-l scot cumva! Deși de ce să-l scot? Oricum va curge la mine în gură! Pot doar să beau! Cum ți s-a părut dușul de lapte? Râdeți voi, râdeți! Sunteți doar invidioși pe bunătățile mele! E totul în regulă cu biscuitele! Domnule prezentator, vreți să gustați? Nu? Fie! Mănânc singur! Fetelor, vă veți șoca la vederea următorului premiu! E un inel cu un diamant imens! Deja am o grămadă așa! Incredibil, e așa frumos! Cu siguranță e foarte scump, trebuie să devină al meu! Știam că vă va plăcea! Iar acum străduiți-vă să-l desenați! Timpul se scurge!
Ce bine că am o grămadă de bijuterii și pietre prețioase. Iar unul din inelele mele mă va ajuta să desenez acum ieftinitura asta. Mi-aș dori ca Zec să-mi dăruiască un inel. Sigur va fi al meu, pentru că-l iubesc. Și eu vreau diamantul. Cum să fac să-l primesc? Știu, am o idee. Trebuie doar să fac o poză și nimeni nu-l va deosebi de original. Ah! Ce e cu atâta lumină? Eu strălucesc așa? Asta înseamnă să fii minunată, așa sunt eu. Ce a fost asta? N-am mai văzut așa ceva. Ciudat! Vai, timpul s-a scurs. Fetelor, arătați-mi ce ați desenat. Suzy, e oribil, sigur nu vei primi inelul. Nici nu te-ai străduit. Monica, la tine nu-i rău. What? Da, chiar nu-i rău. Oh, Aleme e grozav! Cine câștigă? Fie, deși eu nu te iubesc, azi câștigi tu, Monica. Felicitări! Ce? Eu? Cât de neașteptat! Ce-a găsit cu ce să se laude? Zec, scumpule, mereu am știut că mă iubești. Bineînțeles că vreau să fiu soția ta. Chiar acum! Wow. Yeah! Ce? Eu nu vreau! Nu! Poți să fugi, dar nu te poți ascunde! Da, ciudată mai e și Monica! Ce sac greu va fi premiul vostru runda asta! Ce-i acolo, pietre? Ce pietre? Înăuntru e o adevărată comoară! E un sac plin de surprize! Ce multe monede diferite! Da, și toate din aur curat. Cine va desena mai bine le va primi. Așa că baftă, timpul se scurge. Ce mai e și asta? Cum să desenăm cu niște pensule așa de mici? Nici să le apuc nu pot. Exact, pur și simplu pică din mână. Da, cu așa ceva nu poți desena prea multe. Alunecă printre degete. Dar cred că am o idee cum să fac totuși monedele. Am nevoie de un balon obișnuit. Trebuie doar să-l umflu, să-l bag în vopsea și totul va merge ca un. Austin, mă deranjezi! Vai, scuze, n-a fost cu intenție. Iar ca să desenez sacul, mă voi folosi de deget. Și rapid, și frumos. Bun, dar eu ce mă fac? Sper să mă ajute chestiile pentru fete. Dacă voi apuca pensula cu penseta, nu va pica. Yeah! Oh, chiar funcționează? Nu mă așteptam să fie așa de ușor. De-abia le țin în mână! Alunecă în orice moment! Până acum pare bine! Uimitor! Ai desenat mai bine decât mine cu penseta! Ce să mă fac? Trebuie să-i distrug rapid desenul! Și chiar știu cum! Doare! Ce crezi că faci? Acum am o pată pe desen! Ține asta! Poftim răzbunare! Hei, aveam un machiaj foarte frumos! Iar e un desen foarte frumos! Ce bine că încă am timp să-l corectez! Vai! Unde sunt? Ah, timpul s-a scurs! Haideți, arătați desenele! Mai rapid! Pot spune clar că desenele lui Austin și Mary sunt groaznice! Nici măcar nu le pot privi! Deci am rămas doar eu, da?
Da, Zec, desenul tău e grozav. Vino repejor să-ți ridici premiul. Tare! Știam că pot câștiga! Acum sunt un adevărat bogat! Am atât aur! Oh, yeah. Cred că e timpul să plec până nu afla adevărul. Ce? Asta e ciocolată? Oh my god! Deși nu-i rău nici așa. Ador ciocolata, e delicioasă. Deci, după cum ți-am promis, a fost amuzant. Mai multe provocări grozave găsești la Multidufan. Rămâi cu noi, pe curând!